Decizie fără precedent a Direcției Județene pentru Sport și Tineret Giurgiu. Pentru prima dată în ultimii ani, instituția ce coordonează activitatea sportivă din județ nu a alocat niciun ban pentru premierea de final de an. În ultimii 4 ani nu s-a mai făcut nici gala sportului giurgiuvean. Sportivii n-au mai fost motivați de niciun fel și lucrurile au mers din rău în mai rău. Și uitați că anul acesta a culminat cu lipsa de premiere totală a sportivilor giurgiuveni. Astfel, cei mai buni sportivi și antrenori giurgiuveni din 2013 au rămas cu buza umflată, în condițiile în care colegii lor din județele învecinate au primit onorurile pe care le merită: gale, premieri, diplome, cupe și recunoștința unei comunități întregi. Din păcate, de la minister s-au tăiat banii, cam prin luna august. Noi nu am primit absolut niciun ban de la minister din august până acum. Acum ni s-au dat bani pe utilități, dar doar atât. În privința sportivilor de premiere, an de an aveam în jur de 100 de milioane lei vechi pentru premierea sportivilor. Din păcate, în acest an s-au tăiat și acești bani. Directorul Dragoș Ștefan a evitat să spună care sunt motivele pentru care județul Giurgiu a pierdut fondurile alocate inițial, iar celelalte județe au avut mai mulți bani chiar și decât anul trecut. Acesta a susținut că a făcut demersuri pentru premierea sportivilor și la autoritățile locale și județene, însă cererile au fost respinse motivându-se lipsa fondurilor, însă nu a explicat dacă a făcut solicitări la ministerul de resort. Mai mult, implicarea directorului este atât de mare încât instituția a rămas luni bune fără căldură, telefon și internet. De asemenea, acesta a mai spus că numărul competițiilor organizate de DGST în 2013 a fost de aproximativ 70, deși în realitate numărul acestora nu a depășit 30. Am făcut câteva demersuri la Consiliu și la Prefectură, dar din păcate mi-a spus că nu sunt fonduri. Competiții ca număr, aș putea să vă dau un calendar să vedeți, au fost în jur de 70-75 de competiții. Dacă la sport problemele au fost uriașe, la tineret au fost alocați bani pentru activități, având loc inclusiv o festivitate de premiere. Directorul Dragoș Ștefan este de părere că de la anul lucrurile se vor schimba în bine pentru sportul giurgiuvean, deoarece direcția va trece în subordinea Consiliului Județean. În altă ordine de idei, cel mai bun sportiv giurgiuvean al anului 2013 a fost desemnat Ionuț Mitrea de la CSA Acvila Giurgiu, acesta acumulând 162,5 puncte. Locurile 2 și 3 au revenit tot unor sportivi de la CSA Acvila, Mario Matei, respectiv Mihai Dăncescu. De altfel, 10 din cei 11 sportivi din clasamentul întocmit de DGST provin din artele marțiale, fiind componenții ai cluburilor Acvila, Katara, Nova Force și Dragon. Singurul sportiv din afara artelor marțiale este pugilistul George Ciobanu de la CSM Giurgiu. CSA Acvila a mai câștigat alte două premii, cel mai bun antrenor al anului Ion Chelu și cel mai bun club sportiv giurgiuvean în 2013.